Ministrul Agriculturii Petre Daia s-a aflat într-o vizită de lucru în județul Mehedinți, împreună cu directorul ANIF Mehedinți, Valentin Picioruș, pentru a verifica stadiul lucrărilor. Acesta a fost însoțit pe teren de prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf. Avem două alimentări, una 20x04 și alta 6x04. Îl punem transformatorul cel mare în funcție, 110x6 kW, trece pe transformatorul nostru, ca să nu mai avem alte probleme. Constăm cu consumul de energie. Consumul de energie, noile pompe care vor veni au un radament de peste 0,86% și va fi mult mai mic decât ce a fost în aici. La pompe ați făcut ceva? Am pregătit două pompe din cele vechi, ca efectiv să... Se putem iriga. Exact. Când dăm drumul la irigare. După cum însosesc și tabloul de medie tensiune, estimativ cam jumătatea lunii iunie. Ministrul Agriculturii Petre Daia a efectuat o vizită în județul Mehedinți la obiectivul de investiții ce vizează amenajarea de irigații Crivina-Vânjumare, lucrare începută în a doua parte a anului trecut și care a fost executată în procent de 30%. În programul nostru de reabilitare la nivelul țării, ne-am propus să realizăm până în 2027 2,6 milioane hectare de teren irigabil. Aici este un obiectiv în județul Mehedinți, un obiectiv important. L-am pornit de anul trecut, în ultima parte a anului. Se lucrează bine, într-un ritm normal. Chiar sunt foarte mulțumit de activitatea pe care o desfășoară constructorul și urmăresc mereu executarea în câmp a lucrărilor în așa fel încât să ne cantrem în timp. Am pierdut mult, am irosit timp, acum nu mai este cazul să ne mai gândim decât ce facem în fiecare moment, indiferent de zi, indiferent de oră, indiferent de zonă. Iată că astăzi e sâmbătă și se lucrează. Am înțeles că lucrează și numai mâine nu, dar și vor lucra și de 1 mai. Lucrează oamenii că sunt conștienți de faptul că trebuie să execute, să realizeze obiectivul de investiții pe un grafic pe care și l-a propus, în așa fel încât darea în folosință să fie mai devreme. Estimează ca fiind cu aproximativ un an de zile mai devreme investiția. Și ați putut vedea că dintr-o dărâmătură care era acum cu câteva luni în urmă, s-a putut reface pe de o parte structura de rezistență, pe de altă parte tot traseul acesta electric și pe data de 14 iunie voi fi aici când vor începe pompele să lucreze, să împingă apă pe canalele acestea pe care le-am refăcut. Este o bucurie enormă. Amenajarea de irigații Crivina-Vânjumare, o investiție în valoare de aproximativ 70 de milioane de lei prin care se va reabilita stația de pompare de la Țigănaș și se va impermeabiliza canalul de irigații, începe să prindă contur. Ministrul Agriculturii Petre Daia a efectuat o vizită de lucru în Mehedinți pentru a verifica stadiul lucrărilor. Acesta a fost însoțit de directorul ANIF Mehedinți Valentin Picioruș, dar și de prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf. Amenajarea de irigații Crivina-Vânjumare are 25.000 de hectare. Pe etapa 1, proiectul care este în derulare, se vor iriga 12.000 de hectare. Urmează etapa 2, care este în faza de licitație, pentru celelalte 12.500 de hectare. Prima lucrare care este în curs de desfășurare este realizată 30% până în momentul de față și încercăm să irigăm în această perioadă, în acest an, circa 6.000 de hectare. După 18 ani de așteptare și de nefuncționare a unui sistem extrem de important, autoritățile afirmă faptul că în luna iunie vor avea loc primele pompări. Se vor iriga în jur de 25.000 de hectare, iar la izvoarele Cușmir 49.000 de hectare, suprafețe extrem de importante pentru județul Mehedinți. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, l-a însoțit pe ministrul Petre Daia la stația principală din Țigănaș, unde sunt în derulare lucrări de reabilitare și de-a lungul canalului de irigații care a fost impermeabilizat pe o lungime de peste 5 km. Lucrările de decolmatare fiind realizate până acum pe 11 din cei 12,5 km prinși în proiect. Ne-am bucurat de o nouă vizită a domnului ministru, una din nenumăratele pe care le-a efectuat în interval de mai puțin de un an de zile. Într-adevăr, o dovadă de consecvență, de seriozitate, de înțelegere profundă a lucrurilor, pentru că avem o zonă cu mare potențial agricol în zona de sud a județului, avem resursă, și mă refer la apă, care trebuie valorificată. Într-o situație în care sunt țări
pe plan mondial și în Europa, în care sistematizează consumul de apă sau chiar cunosc crize de apă, noi avem această resursă naturală. Și trebuie refăcute aceste două sisteme, Crivina Vânjumare și Cujmiri-Zvoarele, care acoperă o suprafață de peste 70.000 de hectare. Și trebuie să se repunem la punct. Prima investiție, unde am fost de fapt și astăzi, este cea de la Crivina către Vânjumare. Am fost la stația de bază de la Țigănaș. Am constatat că și acolo se lucrează intens. Se pregătesc două unități de pompare, precum și partea electrică. Se așteaptă anumite echipamente pentru ca în vară, așa cum probabil v-a spus și domnul ministru, să se poată urca apă pe canal și cred că acest lucru este posibil. Totodată au fost vizitate mai multe stații de punere sub presiune, reabilitate de asemenea cu fonduri europene atrase de Asociația Udătorilor de Apă înființată în zonă. Suntem la un SPP, la o asociație care este condusă de un om harnic, un om destoinic, un om cu mintea la dumnealui și cu gândul la țară. Spun cu mintea la dumnealui pentru că în fiecare zi își urmărește traseul acesta al împlinirii și cu gândul la țară pentru că e un om care are această preocupare să facă, indiferent unde se află, ceea ce trebuie. Și cu toții, haideți să punem mână de la mână și să facem ceea ce ne este necesar, să ne putem bucura și să fim și satisfăcuți de munca noastră, cum și de munca celorlalți, pentru că aici este o îngemânare de forțe. Pe de o parte, e o activitate extraordinară din punct de vedere investițional. Guvernul României a pus bani mulți în mișcare pentru a putea reabilita sistemul de irigații. Investiția pe Crivina Vânjumare are o valoare de 70 de milioane de lei și este finanțată în cadrul Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigație al Guvernului, după implementarea ei urmând să se irige o suprafață de 25.000 de hectare teren agricol. Câte agregate aici? 8. În urma discuțiilor purtate cu reprezentanții ANIF și antreprenorul, ministrul Petre Daia s-a arătat mulțumit de ritmul lucrărilor. De asemenea, prefectul județului Mehedinți a arătat importanța investiției care va face posibilă folosirea apei din Dunăre pentru valorificarea potențialului agricol al județului. Primele hectare de teren ar urma să fie irigate în vara acestui an.